Primarul Clujului, Emil Boc, a anunțat astăzi că în municipiu vor fi construite circa 1000 de noi locuri de parcare, dar acestea vor fi gata de-abia peste circa 2 ani de zile. Unul dintre parkinguri va fi realizat pe strada Mogoșoaia, pe locul vechilor garaje. Deci astăzi, în materie de parking, deci unde urmează evident în continuare desfințarea de garaje, se află în lucru parkingul Mogoșoaia de la numărul 79, un parking de 278 de locuri, unde avem un contract de proiectare și execuție la pachet, semnat în 14 august contractul, deci după finalizarea tuturor procedurilor de licitație, și termenul de execuție este de 18 luni, 3 luni proiectare, 15 luni execuție. Urmează apoi și alte două parkinguri. Pe primăverii numărul 8, la fel, am dat ordinul de începere a lucrărilor în 14 august. E un proiect care vizează construcția 263 de locuri de parcare. Termenul este din nou de 18 luni de execuție și 3 luni de proiectare, este lucrare mai completă. Deci, din nou, în construcție 263 de locuri și ordinul de începere a fost dat. Primăria are în lucru cel de-al treilea parking pe strada Primăverii numărul 20 cu 350 de locuri de parcare, ce are contractul semnat, termenul de realizare a proiectului tehnic este 23 noiembrie 2018, după care mai sunt 18 luni pentru execuție. Clujenii intervievați de NCN spun că sunt de acord cu desfințarea garajelor și construcția de noi parkinguri în locul acestora. Păi locul am impresia că nu e al lor, deci garajul e al lor, deci să primească parcări în noua parcare care se face, așa ar fi cinstit, să aibă prioritate. Toată lumea a plătit, toți plătim. La un moment dat și în contractul ăla de închiriere parcare scrie, în situația în care apare o problemă deosebită, noi nu mai avem dreptul să folosim locul ăla, ci îl folosește primăria în alte scopuri. Ultimul parking care a fost dat în folosință în acest an în Cluj-Napoca a fost Negoiu, a cărui construcție a durat 5 ani.